Fraudele bancare, în special cele direcționate asupra cardurilor, ating cifre record, iar numărul celor care se trezesc peste noapte cu banii dispăruți din conturi este tot mai mare. Însă, de tot mai multe ori, băncile nu-i ajută pe păgubiți, iar oamenii ajung să își recupereze prejudiciul după luni de zile sau chiar să fie nevoiți să rămână cu paguba. La situația a reacționat și președintele ANPC Horia Constantinescu, care a precizat că între băncii și clienți nu mai există un parteneriat real. O companie românească s-a trezit peste noapte cu o gaură de aproape 3.000 de dolari în contul curent după ce au fost extrase sume de sute și apoi de mii de euro contravaloare pentru o serie de zboruri internaționale către diverse destinații. Asta după ce inițial cardul fusese folosit pentru plata unor servicii hoteliere, administratorul companiei, unicul deținător al respectivului card bancar, nu a constatat furtul în timp real, deși avea activat serviciul de notificări a tranzacțiilor pe telefon. Doar că momentul furtului a fost ales perfect, în perioada în care acesta se afla în avion efectuând un zbor transoceanic de aproape 12 ore. Ajuns la destinație, păgubitul a constatat tranzacțiile ce nu îi aparțineau, astfel că a notificat de urgență banca solicitând blocarea cardului și reclamând că este victima unui furt. Acest lucru se întâmpla pe 14 aprilie 2023. De atunci și până în prezent, omul a făcut eforturi disperate pentru a-și recupera banii. A aflat inclusiv faptul că asupra acelui card blocat a mai existat o tentativă de fraudare după închiderea sa. A purtat zeci de discuții cu cei de la serviciul call center al băncii sale din România și a scris nenumărate mail-uri. Într-un final a aflat că, de fapt, banca avea nevoie și de o plângere penală la poliție pentru a-i rezolva cumva solicitarea. Însă, inițial, funcționarea aceleiași bănci îi transmiseseră că nu este necesară reclamația la poliție. Operatorii bancari din call center s-au contrazis frecvent în proceduri, redirecționând păgubitul către contact center, adică spre corespondența prin e-mail. Specialiștii critică lipsa de responsabilitate a funcționarilor în astfel de cazuri. Pentru Dumnezeu este normal să faci o plângere penală. Dacă tu vii și spui, doamne, mi-au furat banii. Păi dacă ți-au furat banii, cum vrei să se rezolve treaba asta că tu nu depui o plângere? Deci funcționarul la bancar, eu le-aș atrage din nou atenția că poate foarte mulți dintre cei care lucrează în bancă au senzația că e o glumă. Până în momentul de față, clientul păgubit nu a aflat nimic despre autorii acestui furt. Primește în continuare notificări și e-mail-uri de la bancă în care îi se spune că sesizarea sa este în lucru și va fi anunțat de cum apar detalii noi. Răspunsul oficial dat de banca respectivă redacției noastre este însă halucinant și contrazice complet mesajele livrate clientului păgubit. Și președintele ANPC Horia Constantinescu critică lipsa de responsabilitate a băncilor în unele cazuri de fraudă. Din păcate, unele situații, sper că nu foarte multe sau nu încă foarte multe, arată că nu vorbim de un parteneriat între instituția bancară și consumator. Un parteneriat în adevăratul sens al cuvântului. Ofițerii de credit, cum s-or numi, consilierii de credit, de bancari, de cei care interacționează, exact, spun consumatorului exact ceea ce vrea să audă, după care se spală pe mâini ca pirat din bun. Da, dune, dar pe așa aveam ceva scris pe mail să spun, n-am analizat. Da.